Aș vrea să încep, bineînțeles, să spun câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat aseară în zona Gării de Nord, de fapt chiar câțiva pași de unde locuiesc eu, deci cunosc foarte bine această zonă și cu toții suntem șocați de acest incident grav care mă întristează. Și este un incident care ne liniștește foarte mulți timișoreni. Un om a murit, un alt om este rănit grav. Și e clar că acesta este un incident izolat, dar nu este un incident fără cauze sistemice. Și aceste cauze sistemice nu mai pot fi ignorate. În primul rând, bineînțeles, mă aștept ca poliția să găsească vinovatul, dar în același timp trebuie să găsim și soluții pentru problema care este de bază și problema este că avem o populație de refugiați în Timișoara care momentan nu este a nimănui, unde organele responsabile ale statului par să se complacă cu ideea că problema se va rezolva cumva de la sine. Am spus-o înainte și o spun din nou, această problemă a migrației cu care ne confruntăm în România și în Timișoara este o problemă națională și are nevoie de soluții naționale. Nu se poate ca Timișoara să fie lăsată singură să-și gestioneze această provocare doar pentru că aici există, să zicem, o decență minimă față de oameni. De luni bune am cerut autorităților centrale să găsească o soluție națională în această problemă a migranților. Străzile Timișoarei nu sunt un loc de cazare. Am discutat cu domnul ministru Bode aseară la telefon și am reiterat așteptarea mea să găsim aceste soluții sistemice, soluții despre care am vorbit de luni de zile. Avem aceste centre pentru solicitanți de azil de la IGI, unde momentan situația este așa că după ce cineva este cazat acolo, poate să plece oriunde, oricând și cred că asta este o parte a problemei, pentru că bineînțeles că aceste persoane după aia ajung pe străzile din Timișoara. Am cerut escorte pentru cei care sunt depistați aici în Timișoara, dar stau de fapt altundeva în țară, să fie escortați înapoi în centru unde sunt cazați și trebuie să și vorbim despre destructurarea rețelelor de trafic de migranți, pentru că este clar că aici în Timișoara este un hub acestor rețele care trebuie să fie restructurate, pentru că e clar că migranții nu stau aici pentru că e vreme atât de frumoasă în Timișoara, ci stau aici pentru că de aici speră să plece mai departe în Occident. Și cred că este și nevoie de niște modificări legislative ca să putem acționa mai clar și aștept și aici să fie o dezbatere națională despre aceste modificări. Pentru situația de față, l-am rugat pe domnul viceprimar Cosmin Tabără mâine să se deplaseze la București și să continue discuțiile la nivelul Ministerului de Interne. Am cerut și poliției locale și poliției județene să întărească patrulele în zona Gării de Nord, să monitorizeze non-stop zonele în care migranții se adună. Și e foarte important ca toate instituțiile responsabile, adică IGI, Poliția de Frontieră, IPJ-ul, Jandarmeria, să
lucreze împreună pentru rezolvarea acestei situații și nu să paseze mingea unul la altul. Eu cred că acest fenomen al migrației trebuie tratat cu fermitate, dar și cu umanitate. Eu sunt ferm convins că există o abordare care să împace și nevoia locuitorilor Timișoarei de a avea o viață liniștită și respectarea drepturilor omului și drepturilor celor care cer azil în această țară. Există aceste soluții și ferme și umane. Din partea primăriei vreau doar să spun că încă o dată este o problemă națională, totuși noi luăm în serios și partea noastră de responsabilitate. Știți că suntem singura autoritate din tot județul Timiș, din păcate, care pune la dispoziție spații de carantinare pentru migranți care ajung dinspre Serbia. Din noiembrie, de când am preluat acest mandat de primar și când am făcut foarte repede centru de carantinare, am cazat peste 2500 de migranți în centrul nostru de carantină. Și după cum știți, asta este responsabilitatea noastră ca autorități locale. Dincolo de asta, încă o dată, gestionarea fenomenului de migrație este în responsabilitatea IGI, adică Inspectoratul General pentru Imigrări, a Poliției de Frontieră și așa mai departe. Doar închei cu încă o dată acest fenomen. Nu va fi ceva ce va dispărea peste noapte. Vom trăi ca țară, ca România, cu fenomenul migrației, așa cum toată Europa se confruntă cu acest fenomen. Și acum că vine vară, vine căldură, cifrele mai degrabă o să crească decât o să scadă. Suntem pe această rută de migrație și trebuie să confruntăm această problemă și nu mai putem să o ignorăm.